Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihaescu și în minutele următoare vă propun să descoperim împreună două posibile instrumente online de organizat planificări anuale. Prima propunere este Padlet, un instrument online unde fiecare manager școlar poate să colecteze planificările calendaristice anuale. Aceste planificări, după cum observați, au și un statut orientativ și iată un prim exemplu ce provine de la o editură. O editură ce a elaborat un manual aprobat de Ministerul Educației și astfel fiecare dintre cadrele didactice poate să-și adapteze planificarea. Cel de-al doilea instrument este Google Classroom, cred că deja ați remarcat, unde pot fi încărcate resurse necesare fiecărui cadru didactic în procesul elaborării planificărilor anuale calendaristice. O primă propunere este ca pe Google Classroom să existe planurile cadru în vigoare și programele școlare aprobate în vigoare, evident, și de asemenea să li se propună cadrelor didactice sub forma unei teme planificările anuale pentru anul școlar 2022-2023. Termenul limită să fie 5 sau chiar 1 septembrie, pentru că sau 2 septembrie, pentru că anul acesta, anul școlar, va începe efectiv pe 5 septembrie. Evident, va trebui să alegeți un subiect, să creați un subiect. Planificări anuale. Și aici fiecare cadru didactic va putea să încarce atât planificarea calendaristică, cât și planificarea pe unități de învățare. Iată și o posibilă structură a acestui instrument online, cu săptămâna școala verde, cu planificarea pentru școala altfel, structura anului școlar și, de ce nu, modele de planificare. În final, vă recomand și câteva planificări standard ce au stat la baza realizării planificărilor în anii anteriori. Iată aici pentru liceu filiera teoretică, pe fiecare disciplină în parte. Voi deschide propunerile pentru discipline socio-umane și, evident, după ce descărcați fișierul în format Word, puteți să îl adaptați în funcție de nevoile dumneavoastră și să-l aduceți la forma dorită. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră didactică și, bineînțeles, în activitatea managerială. La revedere!